La vârsta de clasa a șasea, clasa a șasea, asta înseamnă 6 plus 6, cam mers la 6 ani, la 12 ani. Părinții mi-au cumpărat printr-o conjunctură fără voia lor un acordeon micuț Weltmeister cu 32 de bași. Fratele meu nu reușea să se scape de el, să-și cumpere unul mai mare, l-a trimis părinților, părinții au zis, nu, 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 că n-avem bani. Eram mulți, 9 frați, doar tatăl lucra și zice, nu, 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 că-l trimitem înapoi. Eu locuiam la un sat la 50 de kilometri de Deva, în județul Hunedoara, și l-a trimis pe un vecin cu autobuzul și tata repede, ca cel care poartă grijă de venit, nu putem să-l luăm. Dar el era pasionat de muzică din temelii, cânta la fluier, la taragot, la ce punea mâna cânta. Și mama era o sopranistă bună și erau pasionați de cântări pentru că în Biserica Pentecostală s-a dezvoltat Biserica Pentecostală prin unirea unui grup de oastea Domnului cu unirea unui grup de frați baptiști. Părinți, Ah. bunicul meu a fost primul credincios din sat la baptiști, bunica și apoi părinții. Toți patru s-au botezat la frații baptiști, dar s-au unit de dragul cântărilor cu oastea Domnului Slavă și când a Domnului. venit libertatea religioasă în 47 au făcut cultul pentecostal și o influență de moment și au funcționat. În cadrul acestei adunări a fost o generație de cântăreți la acordeon, fratele meu mai mare și verișorul meu, care s-au dus la Deva și a rămas adunarea cu un acordeon, dar fără acordeonist. Nimeni nu s-a ridicat. Ei, când mi-a trimis, eu n-aveam acces la el, nimeni nu mi-l dădea, era proprietatea adunării, dar când fratele meu mi l-a trimis pe ăsta, eu m-am apucat să cânt și tatăl a zis, nu, 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 că nu avem bani. Dar eu în 2 săptămâni am cântat toate cântările care le știam, le-am cântat pe acordeon. Când o Ai, văzut, ai, s-a ai. topit. A zis, lasă că vedem noi cumva. Fără să aveți pregătire muzicală, școală muzicală. Vă spun ce facultate a făcut. Și fără să am pregătire muzicală, am avut din clasa a 5-a o profesoară de muzică talentată, pasionată, care a văzut că eram eu, care încă nu cântam la instrument, abia din clasa a 6-a mi-au cumpărat instrumentul ăsta, mai era un băiat care cânta la vioară și unul care cânta la acordeon și o verișoară de-a mea, tot așa, urechistă foarte bună, pe noi ăștia patru ne-a luat și ne-a dus cu solfegiu cât a putut profesoara, din pasiune. Pe ceilalți citește și tu o notă și le-a dat o Da, notă și da. s-a scăpat de ei. Pe noi, ei, eu, asta mi-a fost toată pregătirea muzicală. 4 ani la o școală de țară, dar de la o profesoară pasionată de muzică. Și eu pasionat de muzică. Eu în 6 luni de zile am învățat singur la acordeon. Când a venit fratele meu într-o vizită, zic, Viorel, spune-mi și mie, gamele majore, ce te interesează pe tine? Tot nu pricep. Le-am descoperit singur. Și frate, ca unul care sunteți doctor în muzică, prima gamă minoră în care am nimerit-o a fost si bemol minor. Cu toți bemolii. Nici În n-am aia am auzit de nimerit, în aia asta. am cântat, frate. Wow. Eu am descoperit singur muzica. Wow. N-a durat un an de zile, la 6 luni am dus cu acordeonul la adunare și am cântat toate cântările. Nu trece 6 luni după ce m-am dus la adunare și unchiul meu primește vreo 5-6 benzi de magnetofon Tesla B4, cum erau, dacă ați prins alea, nu le-ați prins în Cum se 68, numeau? Tesla? Tesla B4, Tesla. producție Wow. cehoslovacă. Știți că așa se numește acum mașina, cea mai faimoasă mașină pe electrică din lume, Da, Tesla, da, se face în da. Asta California. era magnetofon. Wow, n-am știut. Era cu viteza 2, 4 și 9 de rulare a metri pe secundă, pe minut, nu pe secundă. Da. Și cum unchiul meu a dispus de bani și a luat un magnetofon și un frate de la Timișoara, care se căsătorise cu o soră de la noi din sat, a venit în concediu și i-a adus vreo 5-6 benzi cu înregistrări de-a fratelui Moldoveanu. Erau
două cântări, o meditație cu tematica cântărilor. Două cântări, o meditație. Și m-a chemat unchiul meu, știindu-mă că eu cânt la acordeon la adunare, măi Iosif, hai să vezi tu niște cântări, noi am primit o grămadă de cântări. Lui s-au părut frumoase și nu prea. Dar eu când am ajuns și le-am ascultat, am avut o reacție, am zis, nu, 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 ceva nu-i în regulă. Astea nu sunt cântări cum se cântă la Biserica Pentecostală. Erau și o parte din oastea Domnului, dar puține. Cele multe erau numai melodie și antren. Da. Nu aveau conținut. Astea erau filozofie pe notă. Eu am zis, nu se poate, astea nu sunt cântări. Ori astea nu sunt cântări, ori alea nu sunt cântări. Dar unele și altele nu sunt pe picior de egalitate. De ce an a fost? 1968, aveam 13 ani. 2 săptămâni în mine a sfredelit gândul ăsta de n-am avut somn. Care sunt cântări? Ălea sau Da, astea? da. Și după 2 săptămâni am decis, astea sunt a fratelui Moldoveanu. Și m-am îndrăgostit de ele, într-atât încât am făcut mișelii. Cum unchiul meu mă lăsa singur să ascult în cameră Michelin, și plângeam. adică șmecherii, Lucruri nu prea permise. unorthodox Lucruri nu prea things, little permise. things. Când el ieșea din cameră, eu luam o hârtie și un creion, le aveam pregătite, opream magnetofonul la fiecare rând, scriam melodia după cât știam de la școală, Versurile sau partitura? poftim, Versurile sau și partitura? partitura și versurile. Direct auzindu-o, Da. ascultându-o. Mie mi-a dat Dumnezeu capacitatea asta, deci ăsta este, solfegiu este una și dicteu este alta. Eu am Absolut. făcut dicteu dintr-una. Nu știu cum. Nu știu cum. Și am învățat muzică pe cântările fratelui Niculiță. Dicteu, armonie, absolut tot ce a trebuit. Eu m-am îndrăgostit de aceste cântări când, la 19 ani, când m-am dus la fratele Niculiță, aveam vreo 700 de cântări scrise cu note și cu texte. Și prima dată a fost bolnav, nu s-a putut, am scris eu vreo 23 de cântări, când a văzut, aoleu frate, ce ați făcut? 23 de cântări, pe nimeni n-a scris. Dați să văd, să nu fi făcut greșeli. Poate am uitat un legat pe ceva, în rest eram antrenat. Și a doua oară când m-am dus, mi-a văzut caietele. Frate, dar de unde le aveți pe note când n-ați mai fost la noi, numai odată? Păi zic, le-am scris singur. Cum le-am scris singur? Păi așa, am oprit magnetofonul și nici nu era al meu. Mai târziu mi-a împrumutat cineva un casetofon la câțiva ani. Și zice, trebuie să le văd. Și a făcut timp ceasuri întregi, ore întregi. A stat și fiecare melodie a luat-o la rând. Și după ce a terminat cu totul, a dat un verdict. Vai, Doamne, că eu acum mă cutremur. Zice, îți dau voie să scrii mai departe. Eu habar n-aveam ce înseamnă rigoarea unui compozitor. Că-i poți mutila melodia, pur și simplu, Da, prin da, notare. da. Îți dau voie să scrii mai departe. Dar când eu am văzut caietele fratelui, acuratețea cu care e scris, mi-am făcut ca abonament. M-am dus la dânsul când am luat primul avans, când am fost prima lună retribuit eu, să nu grevez pe părinți. Da. Și de atunci abonament mi-am făcut la fratele Niculiță. Mă duceam dimineața la 9, eram acolo și până seara la 7 scriam 50 de cântări și veneam cu 50 de cântări la deva. Până când fratele a zis, mai frate, dacă tot scrii în ritmul ăsta, hai să facem altceva. Mie securitatea îmi tot vânează caietele. Și vine într-o bună zi și mi le ia. Scrie la rând, măcar ca să am o dublură. Și până la Revoluție, până în anul 1989, am scris 9 volume a 400 de cântări, 3600 de De cântări mână. copiate, copiate de Vai. mână. Da. Sunt sus în cabană, nu știu dacă să urc să vi le aduc. Mulțumim. Așa Wow. cum a făcut fratele Niculiță cu stiloul și liniarul și a liniat deasupra portativul și restul era poaie albă, fără niciun aliniament, așa am intuit și eu că trebuie să se facă și de-aia fratele a fost surprins. N-ai mai fost la noi. Cum de le-ai scrise? Deasupra melodia, de desubt textul. Așa am intuit.
Și așa, am, pe urmă le-am copiat de la fratele, abia la ultimile 3-4 volume, fratele a prins curaj și a spus, uite Iosif, îndrăznesc să-ți dau un volum, să-l iei la Deva, că Sibiu, Deva era 120 de kilometri, să-l iei acasă să-l scrii. Și cum scriam? Eram 89, da, din 81, căsătorit, 8 ani. Mă sculam dimineața la 4, scriam până la 6 când plecam la serviciu. La 6 plecam la serviciu, veneam la 4 după masa și până la ora 10 seara scriam în continuare. Eram stors. Serviciu ce a fost? Lucram la termocentrala Mintia, care era la 10 km de orașul nostru, făceam naveta și am lucrat ca tehnician proiectant. Și eu am, deci ăsta a fost ritmul până 90, soția întreba, Iosif, mai ai multe caiete? Aveam deja 3 copii. Ea trebuia să facă față la toate și eu să văd de muzică. Eram împătimit. Dacă am fost lacom de ceva în lumea asta, am fost lacom de cântările fratelui Niculiță. Wow. Na, și mi le-am dorit să le am pe toate. Și Dumnezeu a îngăduit să le am pe toate, fiindcă eu am devenit editorul fratelui. Amin. După 90, prin 93, fratele Niculiță apărusele studiourile, Speranța, Cluj și nu știu ce, edituri, fratele Niculiță îmi spune, dar eu n-aveam nimic cu muzica, nu știam niciun program muzical, știam să cânt melodiile, să le fac dicteu, dar nu aveam habar de calculator, lucram proiectare pe planșetă, așa era în anii 90. Și zice fratele Niculiță, Iosif, aș vrea să-mi tipăresc cântările înainte de a muri. De ce? Că la cartea corală care s-a tipărit în străinătate și nu s-a operat corectura muzicală. Mm. Și s-au strecurat multe greșeli, că a trebuit să fac o mică broșură cu erată după ce cartea s-a tipărit. Și aș vrea să nu se mai întâmple asta, să pot să-mi fac corectura muzicală. Frate, să vă țineți bine, că nu vă vine să credeți. M-am apucat să desenez pe planșetă note muzicale. 2 volume, 800 de cântări sunt editate. Uite, unul dintre ele este aici, cu note desenate, cu rotring, cu stilou, cu... Și astea au fost folosite pentru... Matriță. Ca matriță. Ca matriță. Da. Uh-huh. Matrița este printing stamp. Știi? Like a printing pattern. Le-am făcut în foaie mai mare decât A4, micșorate puțin la Xerox ca să intre pe un A5 și în felul ăsta s-a folosit ca matriță. Dedesubt notele, n-aveam mașină de scris, n-aveam calculator, n-aveam nimic, am scris notele cuvintele sub note, cu șablon Staedtler. Dacă știți că ați făcut Stidla, da, cu șablon de scriere cu stilou de rotring și pe urmă și ele au venit micșorate și abia cu o mașină de scris am scris sau la computer am scris partea de jos. Un pic să caut volumul despre care spun. Tipărit volumul 11. Doamne, dar unde le-am pus de nu le zăresc acum? Da, ăsta e mai uzat puțin, dar nu-i nimic. Astea sunt note desenate. Cei de la... Da, ăsta e. Sunt note desenate. De mână. Micșorate de mână. Și apoi micșorate și făcută matriță și după ea s-a făcut... Astea au fost posibilitățile în 94. Și la fiecare cântare ați făcut dumneavoastră toată partitura. Da. Manual. Da, manual. Și după aceea s-a tipărit. După aceea s-a tipărit. Da. În 96, 95, mi-a dat un văr de-al soției din Statele Unite, un calculator aruncat în garaj,
că îl ispitea prea mult și a zis mă debarasez de el, dar avea viteza de 16 kHz. Când mutam o bară de măsură, trebuia să aștept 15-20 de secunde să se refacă imaginea pe calculator. Așa viteză. Dar era măcar calitate, că era o notă făcută de computer, nu de mână. De planș, pe planșetă. Ce program ați folosit? Finale. Finale 3-5-2, parcă. Asta era atunci. La un an de zile, când a aflat despre toată munca mea, o soră din America, Murai Barbara, prietenă cu fratele Niculiță, m-a utilat ea cu un calculator cu, adecvat, cu putere mai mare, cu o imprimantă laser, prin care să scoatem văzut în oglindă, cum cerea tipografia pe atunci calc, și cu un program muzical, programul ăsta muzical. Finale 3.5.2, 3.5.2, ăsta l-am folosit mulți, am editat 20 de ani cu programul ăla finale. 22 de volume, 20, că două cântările psalmilor și cântările Bibliei, care au fost corale, fiindcă eu eram angrenat cu celelalte, au cerut permisiunea alți doi, o soră din Spania și un frate din America și s-au ocupat ei. Dar tot noi le-am tipărit pentru că a trebuit să refacem după ei aranjarea în pagină. Da. Nu ne-a convenit că trebuia să dai pagina la unele cântări ca să urmărești și textul întreg. Deci am refăcut ceva, dar totuși munca de editare pe computer a făcut-o altcineva. Dar în rest, cum îl cheamă pe fratele din America? Era american sau român? Nu, român. Român dus acolo. Stoia, numele de familie. Stoia, numele de familie. Băiatul, nu mai știu cum îl chema, pe sora, pe frate. Stoia Cornel era tatăl. Stoia Cornel, în Indiana era. În fine, deci... Mai trăiește oare? Oare da. Mai trăiește? Și, nu, mi-ar plăcea să ajungă un volum, dacă vom retipări un volum, să trimitem și la el, să vadă... Au toate volumele, dar nu legătura. Nu, dar să trimitem acum din ce vom tipări, ca să vadă... El a făcut cântările Bibliei. Aha, și cântările psalmilor. Și sora din psalmii, i-a lucrat o soră din... Spania, de care îmi spunea că a murit, dar și partiturile tot ea. Partiturile le-a făcut ea și textele, dar noi am refăcut puțin, vreo 10 psalmi am scris eu cu programul meu, pentru că tot așa erau decalate paginile. Dânsa n-a știut de fratele Niculiță, ținea foarte mult, chiar dacă sunt multe strofe, să se vadă, să ai vizibilitatea... Și la partitură. Da, să nu dai partitură. În felul ăsta, deci, am editat noi 20 de ani, în timpul liber, am făcut asociație non-profit și neretribuiți, pentru că nu am vrut să grevăm prețul caietelor, prețul volumelor. La ce vă referiți neretribuiți? Neretribuiți în sensul că noi, ca editură, n-am fost singurul. Eu am făcut partea muzicală note, un alt frate a avut un program mai evoluat pentru texte, ca să poată face, să-l structureze pe nu știu ce, nu Ventura, ba, ceva mai tare de genul ăsta. Și am lucrat neretribuiți în sensul că pentru noi n-am conceput retribuție pentru ce am făcut. Fiecare am avut serviciul nostru, sursa noastră de venit. Și tot prețul volumelor care le-am făcut era doar al tipografiei, că n-aveam tipografie. Ne adresam unei tipografii de stat la început. De stat au fost toate și abia de câțiva ani unul dintre frații credincioși care a fost la tipografia de stat și a făcut particulare, dar tot la fel au rămas prețurile. Da. Deci noi n-am avut tipografie. A fost și, într-un fel, îmi pare rău că nu am lăsat atunci, poate am avut o influență și nu știu dacă a fost bine. Un frate din județul Prahova a vrut să ia inițiativa cu sora asta care mi-a cumpărat mie computer să facă o tipografie Nicolae Moldoveanu, în zonă, acolo. Dar
Nu știu, nu prea avea oameni adecvați. Dânsul, care avea pasiune pentru așa ceva, era în Statele Unite, în Canada chiar, și avea un nepot aici, nu știu ce. Atunci noi am făcut editura non-profit și le-am spus, frate, editați acolo și noi avem dreptul ca editură să tipărim, dacă punem sigla noastră, să tipărim aici toate volumele și de meditații. Și așa am preluat și partea de meditație, că fratele Niculiță mi s-a adresat doar cu partea muzicală. Uh-huh. Și între timp, fratele care scria textele mele, îi rămânea timp mai mult, pe lângă texte scria și volumele de meditații. Așa am tipărit cam vreo 60 de volume de meditații și 22 de volume de cântări. 20 plus cântările Bibliei și cântările psalmilor. Dar am devenit, să spun, editor dintr-o naivitate a mea. Știți cuvântul naivitate? Naiv. Da. Eu n-am știut să spun fratelui Niculiță, frate Niculiță, cu tot dragul, orice fac, dar eu nu sunt editor muzical. Eu n-am utilare, n-am pregătire profesională, adresați-vă, frate, editurilor creștinătatea ar fi fost dispusă să adune fonduri pentru aceste cântări. Erau răspândite pe benzi și pe casete în toată lumea, unde sunt români. Și frații ar fi pus mână de la mână. Dar eu nu mi-a trecut prin cap. Și așa de greu am început financiar. Un frate din Moldova care avea un atelier de tâmplărie ne-a finanțat prima carte. Pe urmă să vindem prima carte ca să facem următoarea, era un început tare greoi. Și apoi sora asta care ne-a utilat, când a văzut, a zis, bun, să cumpăr o tipografie, este foarte scump. Haide să nu cumpăr tipografie și să finanțez cărțile. Și cu 8.000 de dolari care i-a adus odată, am făcut 3 volume de meditații sau de cântări. Pentru că prețurile la noi erau comparativ cu Occidentul, erau mai mici, chiar. Și în felul ăsta am ființat ca editură non-profit, cum am spus, nimeni n-a fost retribuit. Toată structura este cea de atunci și acum, dar fără vreo pretenție financiară, noi am făcut totul ca pentru Domnul și am făcut cu mijloacele și posibilitățile ce le-am avut noi. De asta, din punct de vedere muzical, pot fi îndreptări, pot fi performanțe mult mai mari. Eu nici n-am aspirat la un Sibelius sau alt program muzical, pentru că pentru ceea ce am avut noi nevoie, mi-a ajuns acel program. Da. De atunci pe care l-am învățat și cum l-am învățat, că a fost un har care mi l-a dat Dumnezeu. Am avut un nepot în Timișoara care cunoștea muzică și engleză și era la facultatea de calculatoare, la informatică. Și lui am dat temă, i-am spus, Mihail, vino încoace. Uite, mie întrebă pagina A5 așa, tu să-mi faci mie o pagină standard, o pagină personalizată, zice în termenii de acum, care la scanare la 75% mie să-mi iasă format A5. Pentru carte. O muncit băiatul vreo 2 luni de zile, dar e și doctorant, a terminat doctoratul în America, că s-a dus în America cu părinții, și e foarte apreciat ca în domeniul lui. Mi-a făcut tot ce am cerut și el mi-a tradus manualul programului. Că nu știam absolut, trebuie să înveți, sunt atâtea comenzi ca să scrii. Le-am învățat așa, neștiind engleză, neștiind computer, neștiind nimic, de dragul acestor cântări am făcut tot ceea ce am făcut. Și când am desenat, și când am învățat computer, după care nu am habar de computer în alte programe și alte lucruri. Am învățat asta ce mi-a trebuit și a fost pasiunea mea și în rest, habar nu am de computer și de alte utilități ale lui. Dar nu-mi pare rău. Ce-am vrut, am obținut. Am toate cântările fratelui Niculiță, vreo 8.000. Și au rămas din manuscripturile lui
cumva scris de mână lui, melodii de... Mă gândesc că le are sora Daniela, nu? Originale. Vă referiți la cele care sunt tipărite sau altele? Nu, chiar cu mână lui. Da, a scris sunt la Sibiu, o să le vedeți, o să le vedeți astăzi. Când, cât e ceasul? 3 fără un sfert. Da, pe la... 4. Pe la... Ca să ajungem la 4, la 3 putem să mergem încolo. Ia să văd dacă nu termina soția, să cântăm și o cântare. Sigur. Și să pe urmă ne punem la drum. Din volumul ăsta, din închisoare. Astea sunt toate din închisoare? Da, da. Aici sunt... Da, toate sunt 100 din închisoare. Dar era și 5. Dar 360 a făcut în închisoare, da, nu? Da, da, da. Și aici sunt doar 100 dintre ele. Un fascicul. So out of the 360 that he wrote there, these are 100. Da. The first 100 or no collection. Numărul care? 85. Numai, 85. Fratele a scris-o în fa major și e prea sus. Facem transpoziție în do major. Cum am observat în mai multe cântări de fratelui. Da, și nu numai. Mă întreb dacă a fost dorința lui să fie cântate. De exemplu, a doua măsură completă
Timpul 2 este optime cu punct și 16-ime. Da. Noi am cântat toate pătrimele la fel. Uh-huh. În loc să pătrim, cum să zic, direct sau... Metric. Da. Pi pa 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 pa. Observ că este o optime între rânduri, pătrimea se făcea, se transforma în cu coroană. Da. Practica fratele în cântarea cu acordeonul. Doar. Okay. Când este vorba de coral sau instrumental, atunci se schimbă situația, se păstrează partitura. Interesant. Dar la fiecare, deci pentru respirație, da. Că numai o pătrime și imediat să începi următorul rând, trebuie să fii un pic inițiat în arta vocală ca să interpretezi bine. Da. A specificat este, foarte bine. Este un obicei românesc? Românesc. Ca încântatul cu acordeonul să se modifice, să adapteze partitura. Da. Fratele Niculiță spunea, zice, nu sunt împotriva unei interpretări personale. Foarte bine. Sunt împotriva unei schimbări a mesajului și a melodiei, da. a notelor. Da. Că durata unei note o ții un pic mai mult sau mai puțin, da. Nu e, dar când schimbi... Linia, linia melodică. Linia melodică. Da. Atunci e grav. Da. Asta, cu asta n-a fost de acord fratele Niculiță. A spus, da, sunt de acord și cu armonizare mai sofisticată și cu mai elevată, mai da, modernă. Modernă. Dar să se păstreze cuvintele, mesajul și linia melodică. Și de aici încolo, fiecare după posibilități. Unul poate foarte bine, eu cânt numai cu acordeon sau cu la pian, așa mai tot ca autodidact. Sunt curios. Acum cântăm Cersenin. Cersenin, numărul? Da. 7. 7, parcă a fost. 30 ianuarie 1960, o zi geroasă, când din celula întunecoasă cu numărul 13 priveam printre scândurile din geam cerul senin. Da. Și în istoricul unor cântări am specificat mai mult că atunci când se uita, se gândea la următorul lucru. Nu știu nimic de familie, dacă ea mai trăiește, dacă au ce să mănânce, ei nu știu nimic despre mine unde sunt, că a fost în primul an de închisoare. Dar privind spre cer, eu privesc și ai mei spre cer și privirile noastre se întâlnesc privind spre cer. Wow. Unu. Și al doilea gând însemnat în legătură cu cântarea este: în închisoare am suferit de trei lucruri permanent. Unu a fost frigul, celule neîncălzite iarna și încălzite în mod voit vara, ca după ce era caniculă, să-i sufoce pur și simplu. Așa de teroriști au fost, să spunem, răi. Da, da. Doi, de frig, de frig, foame, da, foame. Foamea, okay. Mi se dădeau numai ciorbe de varză murată, spălături de varză, partea care se curăța de pe cartofi. Hai, nu cartofi. Coaja murdară. Coaja murdară. Aia se băga la piață, nu știu ce. Deci, în bătaie de joc, mâncarea. Și dorul de cei de acasă. Trei lucruri. Frig, foame și dorul de cei de acasă. Nu știau nimic despre ei. Îi lăsaseră fără servicii, fără niciun venit. Era mai așa mare. Astea trei lucruri le-a spus că îl obsedau pe fiecare frate care era acolo în închisoare. El a fost și la Aiud? Da, și la Aiud. Am trecut pe lângă penitenciar. Am trecut foarte multe. Și la Canal parcă a fost și pe acolo. Câți ani au fost în total? A primit 12, dar a venit anul 1964 cu intrarea în ONU. Și ei au pretins să nu mai aibă România deținuți politici.
și atunci au primit eliberarea. Și da. Atunci câți ani au fost în total? 5 ani. Din 59 în 64. Fratele a zis, zice, a știut Dumnezeu capacitatea memoriei mele, fratele având handicap la mâna dreaptă, un os fracturat care nu s-a mai vindecat și proteză, n-a putut merge la muncă. Fiind liber, a putut compune, dar trebuia zilnic să repete sistematic un număr de cântări să nu le uite. Și doar în memorie, doar în fără memorie. Scris, n-avea aveau voie să aibă nimic scris. Mm-hmm. Și sora cea mai mică a lui sora Lena, o soră scumpă, a trecut și ea la Domnul, Chibuța, n-ați cunoscut-o când ați în vizite, când ați mers. Era, locuia la ei într-o locuia perioadă? Locuia împreună cu ei, da, după 90, cam repede s-a pensionat. Ea îl tachina pe fratele Niculiță, îl necăjea, că penultima cântare a uitat-o. Și îi spunea, ce memorie slabă ai putut să ai, cum ai putut să uiți cântarea aia? Wow! În 365, fost în total. 361. 360 și a 361 a scris-o în libertate ca o încheiere. Și e aici cea ca încheiere, este ultima și din fascicul. Da. Și asta e foarte frumoasă ca încheiere. Deci a fost ultima cântare scrisă de el în închisoare? Nu, în libertate. Nu. În închisoare a scris 360. Da. Și în libertate a scris una ca încheierea volumului. Ah. Încheierea volumului din închisoare. Deci după ce a fost eliberat. Na, și laudă zice așa. Ție. Laudă ție sfârșitul încercării, laudă ție etern Dumnezeu, tu ai cântarul sfințit al durerii, nu lași zdrobită răbdarea sub greu. Laudă ție adâncă îndurare, laudă ție izvorul de har, harul ne-a fost adăpostul de soare, temnița sumbră ne-a fost un altar. Laudă ție salvare de plină, laudă ție părinte slăvit, tu ne ridici totdeauna în lumină, noaptea ne-o schimbi într-un alb răsărit. Wow. Laudă ție ocean de iubire. Laudă ție, o Tată Divin, sfântă închinare și în veci mulțumire, astăzi se aducem ca jertfă. Amin. Ce frumos. Da. Amin. Pot să fac o poză cu voi cântând? Sigur. Haideți. Da, haideți. Da. Să cântăm. Da. Cânt și eu. Da. Care? Cersenii Cersenii. Sau ultima? Cersenii. Cântăm în re major în care e scrisă, da, nu e prea sus. Mie, apropo de asta, mie mi se par, din cel puțin din cântările psalmilor, mie mi se par foarte sus. Deci cel puțin două game tenor, trebuie să le cobor. Și jos, deci distanța. Distanța, ambitusul foarte mare. Cersenin, cersenin, plin ești de lumină plin, raza ta, raza ta, încălzește viața mea. Cersenin, cersenin, de Domnului Hristos, voi fi dus, voi fi dus. Viața mea, tine sus.
suspin, cer senin, cer senin. Amin. Amin. Trebuia să le cântăm și pe celelalte. Este trei. Da. Și trebuie să mergem ca să poate că mai recuperează și fratele pe autostradă. Da, 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 da.